Peste 100 de elevi și personal din unitățile de învățământ din județul Hunedoara sunt la ora actuală infectați cu COVID-19. Acest lucru a făcut ca într-un număr de 75 de clase cu peste 1500 de elevi, predarea să se facă online. De asemenea, tot din motive medicale, peste 250 de elevi, la care se adaugă și câteva cadre didactice, au solicitat să participe la ore tot online. La ora actuală avem infectați număr de 71 de elevi. Urmare acestui fapt, avem clase care au trecut online număr de 75, însemnând un număr de 1527 de elevi. De asemenea, personal didactic și auxiliar, deci personal din învățământ, un număr de 9 cadre didactice au solicitat activitate online, urmarea faptului că au probleme de sănătate, și de asemenea elevi care au probleme și sunt într-o familie cu probleme, un număr de 262. Inspectorul școlar general al județului Hunedoara consideră că infectările cu COVID-19 de până astăzi, ținând cont de perioada de raportare a acestora, se datorează activităților extrașcolare. Profesorul Ilie Pârvan mai menționează că doar nedoritele infectări, începând cu data de 28 septembrie, pot fi asociate cu prezența fizică în școli. Ceea ce trebuie să remarcăm este faptul că urmarea faptului că incidența se calculează ținând cont de cele 14 zile, putem să spunem că aceste infecții au apărut și ca urmare a mediului extrașcolar din care au venit elevi. Începând cu data de astăzi, 28 septembrie, infecțiile care apar pot fi categorisite și ca urmare a faptului că s-ar fi întâmplat asta și în mediul școlar, deși noi am luat cele mai bune măsuri privind condițiile igienico-sanitare impuse de ordinul comun și considerăm, așa cum o spune și DSP-ul, că mediul școlar nu este un mediu care să propage această infecție. Numărul de 75 de clase care fac ore online nu ar trebui să îngrijoreze, dacă este să ne raportăm la totalul acestora. În școlile din județul Hunedoara sunt peste 1700 de clase, iar procentul celor în care se fac ore online este de sub 5%.